Телеформат представляет. Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея, решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Bună ziua! Noi astăzi facem... Bună ziua! Vom prepara radler din lămâie și din mandarină. Da, din lămâie. Sucul stoarcem într-o cană. Într-o halbă. Într-o halbă. Cu lămâie mai ușor, dar mandarină e problemă. Că e dulceat. Normal. Aici la mâie, cred că o să fie destul pentru o cană sau... Așa. Dar n-a să iei prea mult. Și spunem la mâie la o cană de biere să ieși. Cred că o să fie destul. Prima încercăm așa, dacă ceva ne mai ducem și mai luăm la mâie, dacă n-a să ajungă. Aici am mai... Stors puțin lămâie asta, ea aproape nu mai are nimic. În cană, așa, puțin, sper că să ajungă. Acum încercăm să turnăm bere. Ili, deschide bere, trău. Încet ușor, încet ușor. Întâi câte un glotoc și pe urmă. Tak, hai muș. Încercăm întâi, toarnă, așa, ca unul la unul. Încercăm întâi, punem puțin bere și pe parcurs tot să adăugăm, să vedem și ce gust o să aibă. Tak, până când cred că o să ajungă? Agită? Puțin îl agităm. Nu prea să vede. Substanța asta, un fel de radler, по-домашнему. Așa. Să apreciem și gustul. Asta. Pireaua de apelsine. O să încercăm azi și... și apelsine, mandarine cu... Clementine. Clementine cu bere. De să gustăm. Un produs nou? Da. Mai de piață. Nu, gustul... Înțepător. Gustul e foarte înțepător, e lig, poftim gustă. Mai trebuie bere, o să mai adăugăm bere. Apreciază calitatea produsului nostru. Este foarte bun. Da. Dar din păcate nu putem produce astăzi bere fără alcool, Radler Zero. Da. Dar pe parcurs cred că revenim cu dânsul. Da. Tu mai las trebuie și soc. Să mai adăugăm bere. Mai adăugăm la... Mai adăugăm undeva până la mai mult de jumătate de cană, da. Pur și simplu e prea... Concentră. În Radler n-are zahăr cumva? Nu. Nu? Acum e puțin mai mult să gustăm și asta. Exces de bere? Da, puțin. Nu prea să se mântie. Mai adăugăm lămâie? Da, cred că să mai adăugăm și bucata asta de lămâie. Dar acum încercăm o concentrație mare de lămâie. Da, acum o să mai punem și bucata asta de lămâie. Acum veți urmări procesul de scurgere a mustului din lămâie. Așa puțin mai tradițional, în condiții casnici. Da, eu o să o căvrășim asta. Avem doar pur și simplu în cutie și nu vrea să mă la dânsă. Da. Și dacă deja să înțeleg cum se face scurgerea mustului din lămâie, pot să vă arăt o mandarină. Așa, strângem foarte bine. Restul deja după plăcerea fiecare. Eu le-am mâncat vreo două, dar le lăs. Ai uitat așa. Important să mă vărsăm, nu pentru soluția asta. Să vă primim un Radler super. Nu uitați-vă la muncitor. Super. E foarte băutură, nu știu. Specialist. A, noi am uitat să ne prezentăm. El, Cristi Hariton, eu.
Bunescu Ilie, am învățământul 4 la Colegiul Național de Cursuri Unificați. Tehnologia vinului și a produselor obținut prin fermentare. De aceea, pentru a efectua un proiect de curs, avem nevoie de fași runner. Și acesta este primul experiment al nostru. Deocamdată se primește discursul mustul de lămâie. Și din apelsinii tot. Apelsinii mustul deja l-am acumulat. Urmează de mescat cu bere și de precea gustul. Și trebuie să puțin. Rojei. Noi am adăugat și a doua parte de lămâie, uitați aici, am două sgorile și s-au primit cam așa ceva. Se vede puțin particule acolo, dar asta da, sunt puțin particule. Și o să gustăm imediat și o să vă spunem ce s-au primit. Gustul e bun, e amărui. Da, să vedem și la operatorul nostru. Da, cercăm noi operator tehnolog. Miros sunt foarte pronunțat de la mâie, cum ar fi bine să fie. Și bere, nuanță. Gustul este puțin astringent. Ar fi bine să mai adăugăm puțin bere. Da, cred că să mai adăugăm puțin bere. Deci, îl faci după gustul de mare. O nouă idee. Începem. Uitați ce s-a primit în urma scurgerii musculului. Și înseamnă foarte bine ca un pahar. Adică, se poate consuma bere din el. Fiind un fruct foarte astringent, berea se formează în spumă. Dar totuși e foarte bine. Să fim sănătoși. Hai, noroc. Trăiască experimentele noastre. Continuăm cu producerea radlerului din mandarini. Aici avem sucul de mandarini sau clementini și sășile. Apelsini. Și galbene. Da. Adăugăm bere. E dorit bere și nu. Blond. Punem proporții cam 1 la 1. Astringența fructului face foarte mare spumă. Agităm puțin. Berea miros nu se simte? Nu miros? Apreciază știu. Mirosul nu se diferenția. Culoarea cum ți pare? Ține cam dobre, dar este din cauza particulelor extrase din fruct. Dar după o limpezire, o filtrare bună, încă s-ar primi o culoare superbă. În gust e destul de fain. Se poate mai adăuga bere, apreciază. Se poate adăuga? Da, eu așa cred. Da, gustul e puțin dulciu, e... mai trebuie bere. Drogă. Mai adăugăm puțin. Sucem. Deja degetat este mai complicat puțin, dar totuși trebuie. Miros apar nuanțe de bere. Foarte plăcut. Foarte asimilat cu fructul. La fel și în gust, predomnă bierea. Și avem. Mai se poate adăuga bierea, așa? Da, se poate. Poți să pui paharul plin. Mamă, chiar plin tot cât a fost, mi-am băgut. Cam așa, să cred că este bine. Hai să-și vadă, se va simți mult mai tare. Bierea așa miros. Da, există. Radler ideal, nou radler. Trei produse obținute total autohton.
în primul pahar avea reprezentat bere cu suc de la măie, în al doilea pahar bere cu suc de la măie și mandarină, iar în al treilea pahar doar suc de la măie, de mandarină cu bere. Am putea caracteriza după intensitatea culorii, dar din cauza paharului necorespunzător, nu putem aprecia. Și de-amu... Davai să bem. De-amu ca la final... Să fim sănători. Pentru succesul ăsta. Și pentru 10 la primul curs. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut, foaie verde și olalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, tot o fură cineva, foaie verde și olalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, tot o fură cineva, trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut, foaie verde și olalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, tot o fură cineva, foaie verde și olalea, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, tot o fură cineva.